Nu, și poate e atât de simplu. Poate. Deci, dacă dăm un 2, fac comun din prima, din primele două, dăm un 2, fac comun din cele două, dăm un 4, fac comun. Apoi un 5, e cam... Da, uite, de ne 2 pe lângă 1 plus 3. 4 pe lângă 3 plus 5. 6 pe lângă... Și vine 5 plus 7. Și vedem cu 6 pe lângă 5 plus 7. Deci 2 pe lângă 1 plus 3. 3 minus 1 faci 2. 4 pe lângă 3 plus 5. 5 minus 3 mai faci 4. Asta e. Nu mai este nimic. Factorul este... Da, am încercat. Să grupăm câte 3. Clar. Da, îl grupăm câte 3. Era... Voi vă duceți cu mintea spre o sumă... Da, dacă mai făcut. Da. Ia să ștergă un pic. Da. Da. Hai să vedem dacă... Hai să ne gândim la soluție. Vedeți ce mancă. Aici mancă. Da, clar, da. Amintiri vechi. Da. Clar, da. Dai seama să fii coloi grav. Da, da, imediat. Dar gândește-mă mai tot. Mai avem 9 minute. Da. Nu mai contează. Pe 2 este ca 1 plus 1, pe 3 ca 2 plus 1, pe 4 ca 3 plus 1. Visăm la sumele astea care le-am făcut mai întâi. A fost vorba de suma aceea care era 1 supra 1 ori 3, nu? Și 1 ori 2, da, lăsa așa, plus 1 supra 3 ori 5, plus mai departe, plus 1 supra 2000, 11 ori 2013, da? Și aici era vorba de a fi amplificat cu 2 din nevoia de a fi văzut diferența de 3 și 1, 2 și mulțim cu 2 peste tot, cum am și văzut, nu? Autorul odată a trecut 2 peste tot și a fost foarte de mare folos a fost chestia asta. Pentru că distribuind numitorul, am mers foarte bine. Mulțim fiecare la puterea minus 1, adică minus 1, la puterea minus 1. Ca să fie 1 supra 1, 2, 1, piese la 1, 2, plus 1, supra 2, 3. Spuneți-mi care este predecesorului 3, 2. Succesorului 4. 5. Deci aceasta este 2 și aici este 5. Cât e diferența între 2 3, și 3. 3? Este 3. Dacă aș avea eu un 3 aici, pe 3 ăsta l-aș scrie ca fiind 5 minus... 2. 2. Deci cu 5. Lasă, mă țin cu 3 toată chestia aia. Eu să vedem, mă țin cu 3 toată asta. Aici câte? Hai să vedem aici câte. O să fie tot așa. Cât este? 4. Predecesorul 4. Și 7. Și ăsta 7. Ce bine ar fi dacă 7 minus 4. Ar apare 7, 3 ăla. Și pe ăsta zic 7 minus 4. A, și mă țin cu 3 toată chestia și... Ca să apară o diferență, de asta alternativă, alternantă, plus, minus, plus, minus, de câte 3 cifre. Că fiecare va avea predecesorul și succesorul. Da. Să vedem. Deci mulțim tot cu 3. Mulțim toate de relația asta cu 3. Vine 3 ori yes, egal cu 1 ori 2 ori 3, plus 2 ori 3 ori 3 ăsta de aur. Aici nu mă mai întreb, mă întreb, așa. Plus. 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 Hai să răzice și pe cealaltă. 3 ori 4 ori 5 ori 3. Ori 3 și la gata. Plus așa mai departe. Plus puncte. Plus. 2016 ori 2017. Ori 3 ori acesta. Superb. Și acum, 3 ies. Egal cu 1 ori 2 ori 3, plus
plus 2 ori 3 pe lângă 1, 4 minus 1. 4 minus 1, așa. Deci pe 3 ăsta scriu ca fiind 4 minus 1. Uh-huh. Adică succesorul lui 3 și predecesorul lui 2. Da? 4 minus cât? Minus 1 plus 3 ori 4. 3 ori 4, care e acolo, pe lângă 3 ăsta. 5 minus 2. 2, ăla e predecesor. Da? 5, succesorul lui 4 e 5, minus predecesorul lui 3, dar e 2. 5 minus 2. Spuneți-o ori, profesor, că e 34, se consideră acolo. Așa. Și acolo 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3. Așa. Așa. Perfect. Plus așa mai departe. Plus puncte, puncte. Plus. 2016, zice? 2016. Ori 2017. Pe lângă? Pe lângă 2018. 2015. 18 minus 2015. Egal. Sau echivalent, egalitatea. Echivalentul 3 este egal 1 ori 2 ori 3. Plus 2 ori 3 ori 4. Deci facem 2 ori 4, da. Minus. 2 ori 4 minus 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3. 2 ori 3 ori 1, adică 1 ori 2 ori 3. Plus 3 ori 4 ori 5. Minus 2 ori 3 ori 4. Corect. Plus 2016 ori 2017. 2016 ori 2017. Ori 2018. 2015 ori 2017. 16 și 2017. Și acum se reduc. Se reduc, nu spune simplificat. Simplifică numărător numitor. Se reduc. Da, se reduc. 1 ori 2 ori 3. 1 ori 2 ori 3. 2 ori 3 ori 4 cu minus 2 ori 3 ori 4. 3 ori 4 cu 5. Cu ce n-am fi urmat aici? 2016 cu minus. Și acum, ăsta, 2015-16, pe aici, ăsta de 4. Rămâne în ăsta. Dar 3 iese ca altul. Da, deci 3 iese. Rămâne că 3 iese ca altul 2016, ori 2017, ori 2018. Împărțim la 3. Și deci iese ca altul toate chestia asta. O cât de 18 pe 16. Ori 2000. Unul din ei se împarte. Unul din ei se împarte. 2016 se împarte. 17. Ori 2018 supra 3. Cine se împarte? 2016. 2017. 672. 672. Ori 2000. 17. Ori 2018. Deci știți de unde am zis eu că se împarte sigur? Da, pentru 2 plus 1 plus 6 se împarte la 3. Nu, dar de unde aș putea eu fără să calculez așa? Că sunt trei termeni consecutivi. Trei termeni consecutivi. Și unul la trei se împarte. Unul din ei, trei termeni se împarte la trei. Corect. Deci ăsta a fost motivul. Și apoi suma aceea nu putea să fie o fracție. 1 ori 2 plus 2 ori 3 plus 3 ori 4 nu putea să fie o fracție. Trebuia să fie o lungă naturală. Nu? Nu e și cu fracție. Acasă vă las să gândiți. Iese calcul 1 ori 2 ori 3 plus 2 ori 3 ori 4 plus 3 ori 4 ori 5 plus și mai departe plus 2013 ori 2014 ori 2015. O să mulțim totul cu cât dacă v-ați scris? O să mulțim totul cu cât dacă v-ați scris? Cu 4? Cu 4! Nu tot cu 4! Cu 4! Succesorul pe predecesor, la 3 ori 4, la prima. Când au fost câte 2 am mulțit cu 3, când au fost câte, când sunt câte 3, am mulțit cu 4. Serviciul este făcut așa. Așadar, arată că... Pe sinteză, da? Da? La sinteză. Întâi am făcut problemele alea de 7 stele de la... Stai să mă uit un pic.
obiectivul, ce-am făcut? Alea de 7 stele, întâi. Cu prisma aceea, nu? La geometrie. Aia la geometrie, dar facem altfel, dar acum la geometrie. Nu, la geometrie, la geometrie trebuie să la fișia. Sisteme de două ecuații de gradul întâi cu două ecuații. Sisteme. Nu, ecuația de gradul al doilea pune fostul. Așa, ecuația de gradul. Al doilea pune fostul, da? Gradul 2. Cu o necunoscută. Cu o necunoscută. Și de la... Și aici am făcut calcule cu numere raționale. Calcule cu numere raționale. Sumele astea... Cu numere... Raționale. Raționale. Calculul nostru. Am ordonat pe zădura, am salutat și produsul acela. Da. La revedere. La revedere.